El e Ștefan Petrică! Salut, Dane! Eu sunt Dan Chivescu! Și în podcastul de astăzi? Eu sunt Dan Chivescu, el este Ștefan Petrică! Împreună suntem arca! Ștefan, ce facem noi la arca? Explorăm idei și alternative, Dane! Asta facem noi la arca! Idei și alternative! Foarte frumos! Sună bine! O, Sună bine! Îmi pare bine că te-am lăsat pe tine, ți-am lăsat ție obligația să găsești uh, tema de final, uh, targetul arcăi. Păi suntem, suntem o arcă, Dane! Trebuie să arcă. explorăm, nu? Da, o embarcațiune bicamerală Și <laughs> Arca trage în port primul nostru episod La mulți ani Ștefan, la multe episoade La cât mai multe episoade, audio, video, astăzi avem și video Da, e, o să fie cam ciudat, eu nu cred că o să mă uit la cameră, o să mă uit la tine <laughs> Ești foarte chipe, Ștefan Mulțumesc Ești foarte chipe și astăzi Și trebuie să te întreb, despre ce o să vorbim noi astăzi la Arca? Păi, o să vorbim despre știri false, o să vorbim despre adevăr, minciună și realități alternative în România, în străinătate și cum ne afectează pe noi, știi? Cum ne afectează, cum ne influențează percepția asupra lumii, știi? Și am discutat destul de mult despre chestia asta înainte, ne-am gândit, băi, până la urmă, cred că ăsta e cel, poate cele mai importante subiecte de în ziua de astăzi, știi? De la orice știre care apare, automat este plină de fake news pe lângă, știi? Presară, de... presar, insert random facts here. E presară niște chestii aleatorii, exact. minciuni, niște mici minciunele, gogunele. Exact. Și mă să gândi... facă știrea mai senzațională, altfel nu o să dea lumea click, nu o să citească lumea. Pune și un titlu care să fie total irrelevant față de ce ar trebui să fie cu adevărat realitatea. Da, și uite, până și la coronavirus, nu? Până la asta e cel mai important subiect în momentul de față, da. Vorbim de... Nu, Ștefan, mă bagi în coronavirus. Nu, dar... Îmi este frică. Coronavirus, da, toată lumea știe de el. E o pandemie mondială. Bine, nu vrem să devină pandemie mondială și prima chestie când a apărut, când ne uitam acum vreo două, trei săptămâni la coronavirus, a apărut știrea că um, nu știu ce alte țări aveau um, oameni infectați și pe baza acesteia, vreau practic să alte țări să influențeze, de exemplu, Singapore a trebuit să zică că, băi, noi nu avem niciun om cu coronavirus în Singapore. Bine, ulterior au și murit oameni, dar a fost așa un fel de deci, ping-pong de du nu a trebuit să livreze un fake news sau de ce vrei nu, să Nu guvernul vrei, a trebuit, vrei să guvernul a trebuit să zică, băi, e fake news, nu avem cazuri. Bine, acum au cazuri și practic au băgat oamenii în sperieți. Știi? Um, deci, practic, au vrut rolul știrilor sau comunicatului a fost mai mult să-i liniștească pe oameni, nu? A fost să-i liniștească, dar problema, problema apropo de coronavirus și asta, ce se întâmplă în momentul de față este că orice știre importantă vine la pachet cu 100 de alte știri false. Știi? Și nu numai știri false, Că până la urmă știrile false și tot conceptul ăsta de fake news, toată lumea, cred că Trump a folosit cuvântul ăsta mai tare decât oricine și mai mult decât asta oricine. Asta când se trezește dimineața. Da, oh. da, CNN, fake news. Fake news, <gri> să mă spăl pe dinți. fake news, fake news, fake exact. news. Exact. Și um, asta, asta e una dintre cele mai mari probleme pentru că, de fapt, știrile false și realitățile astea alternative erau și înainte. Acum doar le denumim așa. Mm. În, și înainte aveam propagandă, și înainte aveam probleme cu manipulare. manipulare. Uh -huh. Erau manipulări respective, totuși puteai să le îndrepți către țări, către uh, trusturi de media. Acum oricine poate să manipuleze. Adevărat, adevărat. Și atât de simplu. E, e de ajuns doar să spui o gogomanie, ceva senzațional, ceva care poate să aibă un mic râmpei de adevăr. Dar, știi, era și un proverb, și un ceas stricat, spune ora corectă de două ori pe zi. Și fix exact. de chestia asta se leagă foarte mulți oameni. Că există un caz, există un caz special, să zicem, o, o excepție totală, în care truismul lor sau uh, inepția în care ei cred, sau oricum i-am spune, da? să zicem că crezi că porci poate să zboare. Să zicem că tu chiar s a întâmplat să fii atât de spart undeva și încât ai văzut un porc care zboară. Nu e, nu e același lucru pentru toată lumea. Nu putem toți să subscriem la realitatea unui singur ins. Și asta fac oamenii Un Exemplu, e total uh, dus la extrem. Dar, uite, ca să-ți dau un exemplu concret. În 1998, un articol uh, a venit cu o propunere scandaloasă, că vaccinurile ar fi uh, direct răspunzătoare pentru, de fapt, vaccinările succesive la care erau supuși copiii și sunt supuși copiii în continuare. Slavă Domnului! Uh, îți cau cauzau autism. Deci aveau o șansă foarte mare să cauzeze autism pentru respectivul copil vaccinat, da? Da, da. Deci, practic o publicație uh, Science Today America, deci anul este 98. A venit cu asta. Crede că era 98. Cred că 98, m-am 98? da. I-am zis, mamă, să nu zicem o gogomanie. Era 98? Era 98, wow. da. Deci, okay. e și mai tranșant pentru că un articol care a fost scris cu 2 ani înainte de 2000 a fost republicat, deși au fost de mai multe ori uh, dezaprobate ideile de acolo și s-au dovedit că sunt false și este un pseudo-articol, deci nu are tangențe medicale reale, da? uh, 200 de publicații sau aproximativ 200 de publicații au reluat articolul. Deci ceea ce noi numim jurnalism circular da? în ziua mm. de astăzi. Ce înseamnă jurnalism circular Practic, atunci când cineva publică o chestie, ei și-au asumat în prima răspunderea că au verificat sursa respectivă, au verificat știrea. Atunci, dacă eu vin și iau sursa aia, chid că probabil a zis că porcii s-au dovedit că zboară în nu știu ce zonă din insulă, insula. De mea. Am rămas cu porcii zburători, nu știu de ce. Da. Mergem înainte și se dovedește că e așa. Uite, m-am dus cu altă idee. Continu cu ideea. Deci, practic, uh, uh, vrei să zici și de jurnalismul circular. Asta exact. exact. Uh, jurnalismul ăsta circular presupune faptul că după cine cineva și-a asumat deja faptul că știrea a fost teoretic verificată, probată, da? Ei sunt uh, în siguranță să republice și să doar să menționeze sursa ca fiind articolul de unde au copiat sursa, da? De unde au luat ah, articolul. Okay, deci, uh -huh. ei practic vin și își practic dau o știre la mâna a doua. Te bucuri de o parte din trafic, da? Dar în același timp nu mai ai niciun pic de răspunderea că ai distribuit o știre falsă. Da. 200 de articole au republicat articolul respectiv. Și ce s-a întâmplat în, în, 2000, 200 Ștefan, de publicații, nu? 200 de articole, să zicem. În, două, în anul 2000, internetul a explodat, da. A apărut uh, posibilitatea ca oamenii să-și încarce gândurile, sentimentele, emoțiile, creativitatea, totul pe internet, da? Au apărut site-urile, paginile web, da? Internet Explorer. Internet Explorer, <laughs> da. Uh, Netscape. Netscape. <laughs> pe vremea aia, Netscape. Uh, adică, ce s-a întâmplat? Practic, știrea respectivă deja nu mai putea. a devenit o realitate în sine. Deși era o chestie falsă, pentru că de ajuns de mulți oameni au început să creadă. Și asta cazurile cine au fost susceptibil până la urmă, nu? Adică ne, ne gândim la susceptibili sunt părinți care probabil mulți dintre ei sunt se confruntă cu realitatea asta, copilul tău suferă mm -hmm. de autism. În momentul ăla realitatea ta nu mai e cea a celorlalți. Vezi, ești aruncat, ești aruncat într o lume pe care nu înțelegi, nu subscrii la aceleași reguli. Tu trebuie să, ai, ai ai total alte sacrificii care trebuie să le faci. Și oamenii din jur nu le înțeleg. Da. Și e normal să dai vina pe absolut orice chestie care ți apare în față, cum ar fi vaccinurile succesive pe care le-a făcut copilul tău, da? da? Și acum hai să, hai să, să vorbim ce s-a întâmplat cu articolul ăsta, că o să zicem, ok, mare lucru, sunt oameni idioți care cred în asta. Nu, a devenit o comunitate enormă, oamenii numesc anti-vaxxeri sau oamenii care se opun vaccinării copilor lor, da? Și acum hai să vedem ce se întâmplă. Uite, au apărut în San Diego... O comunitate mare de oameni care nu-și vaccinează copiii s-a confruntat de curând cu un caz în care unul din copiii de la școală a venit din vacanță din Elveția cu varicelă, rujeolă, una din ele. Deci una din cele 14, rujeolă, rubeolă, varicelă. le știm deja, bolile copilăriei. A venit cu una dintre ele care. o boală care în America deja. nu mai știu, una dintre ele. Deci fusese tratată, nu se confruntau comunitățile acelea cu astfel de boală. A decimat școala. S-a închis școala, efectiv. Asta spun. Sunt Oamenii sunt, efectiv, atât de... De fapt, nici nu găsesc un motiv pentru care îi face chestia păi asta. Păi un, unde, unde atinge? Hai să ne gândim un pic unde atinge, practic, um, știrea asta. Știi că discutai despre părinții, um, poate cu părinții copilor cu, aut cu autism, care, na, în urmă, în familia lor era o dramă. Um, unde atinge? Atinge, practic, Corda cu oamenii... Sensibilă, na. Oamenii vulnerabili, uh -huh. na, oamenii care exact. nu mai nu mai poți să gândești. Uh, au nevoie la de o realitate care e... să-i scape. Da, au da. nevoie de un dușman, au nevoie de ceva... Au nevoie de, care... de țin, exact. Au nevoie de țin. țintă. Au și nevoie de țintă. Ținta respectivă era, băi, copilul meu are autism din cauza. Știi, uh -huh. din cauza. Puteam să punem acolo din cauza, știi? Și asta a venit perfect. A fost. Te ai exact gândit acolo. că internetul poate asta și face, că până la urmă ai văzut, ai o durere foarte mare de cap sau s-a întâmplat ceva, te-ai sau ai, ai, o chestie medicală, primul lucru în ziua de astăzi cauți pe internet, da? Cred că toți facem asta la un, în, într, -un, da. într o fază incipientă, cauți întâi pe internet să vezi mor sau nu mor de la asta, da? Am șanse să supraviețuiesc. Dar glumele la o parte, probabil mulți oameni intră pe internet, sunt confruntați cu situația astea zdrobitoare și găsesc forumuri întregi de oameni care spun același lucru, adică fake news-ul ăsta sau minciunile, gogomăniile astea. Și ajung să creadă că guvernul este o conspirație și încearcă să ne ucidă pe toți, să ne manipuleze și să ne injecteze nu știu ce serumuri în vaccinurile alea ca să ne țină pe toți. Și asta e pentru... Da, 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 da. Și uite că chiar, chiar mă interesează un pic o discuție. Sunt mai multe discuții în momentul de față despre cum, cum putem să navigăm prin ce se întâmplă pe canalele de social media, pe canalele de media YouTube Uh, și ce ne arată ce ne arată canalele respective în fața noastră, da? Ne arată în principiu algoritmii din spate sunt atât de avansați în momentul de față uh, acea machine learning, da? Uh, învățarea uh, artificială uh, artificială limbajul uh, în care mașina se se uh, învață cu uh, și replică practic uh, Acțiunile. Acțiunile, știi? Da. Și învață de la sine, știi? Nu, nu învață uh, în... Uh, Reiterează același scenariu de multiple ori ca exact. să găsească cazurile perfecte, să găsească excepții, să găsească efectiv toate soluțiile, nu? Exact. Ce și soluția perfectă, numai completă. Soluția pro completă. Problema, oamenii nu înțeleg, uh, apropo de machine learning și tot ce înseamnă... Nici măcar nu știu dacă e în limba română acum machine learning, avem învățare mașină. Limbaj mașină. Limbaj mașină. Da, dar ăla, da, e, ăla ensemble. da, e ensembler. ăla e ăla da. e 60. <gâng> um, alar Halar programator, Stefan. Da. Deci, tot ce înseamnă machine learning în momentul de față, um, mulți oameni nu știu că acolo este vorba despre, despre un algoritm care se autoreplică și se învață de la sine. Știi? Nu are nevoie de un om care să intervină. Deci pur și simplu lași în, în acel algoritm să evolueze. Știi? Algoritmi evolutivi. Da. În fine. Ok. Deci ideea... avem o, o mașinărie care se antrenează non-stop care nu are nevoie de hrană, mâncare, și soare. se, se antrenează de milioane de ore în câteva zile. Okay. Și se antrenează să ne trimită știri false, să ne manipuleze nu. sau să -n... nu Nu. Asta e problema. Că, uh, au ascultasem într-o într carte uh, în care o ascult pe Audible era la un moment dat, spuneau că cei de la, YouTube, de la Google, în momentul de față, ei nu au cum să controleze acel algoritm în care ție îți arată primele videouri pe care tu le vezi. Okay. Înțelegi? Pentru că în momentul de față el ce caută? Caută și nu este foarte avansat. Că algoritmii nu știu să um, discearnă um, videoclipurile. Știi? Okay. Nu, nu poate să-și dea seama, sunt foarte multe succesiuni de imagine acolo, e greu să aibă sens pentru el. Dar ce? Uh, ei văd așa. De foarte multe ori văd uh, titlu și descrierea. Da? Și atunci îți, ar, îți aruncă titlul și descrierea. Știți? Și oamenii de obicei pentru că nouă ne place să uh, știi să povestim, să vedem senzaționalul, știi exact. că asta, cred, cu asta am și început, nu? Cu senzaționalul respectiv, um, dă click, da? Um, ascultă. După aia geografia. Nu o să ce s-a întâmplat. Exact. Și după aia, pe noi, ne, un algoritm care nimeni, pe care nimeni nu uh, îl controlează, ne pune pe noi în niște grămăjoare de oameni, știi? Uh, unu câte unul, câte unul, câte unul, știi? Și ne facem uh, semi-mini comunități, știi? De exemplu, amândoi ne uităm la basket, uh, uh, când deschid YouTube-ul, am șapte. Uh, Avem cam același interes. Uh, șapte videoclipuri despre basket da? Uh, dacă tu ai o convingere sau dacă tu ai dat click la un moment dat, băi, ce se întâmplă cu vaccinul astea, pentru că eu am un copil mic în momentul ăsta. Sau urmează să am un copil mic. Exact. Care sunt cele mai mari probleme. Știi și. Uh, sunt teste, poți să dai seama dacă copilul are autism sau nu are autism. Uh, dacă are sindromul Down, dacă nu are sindrom, cred că cu autismul nu, dacă cu sindromul Down, sigur. Și încerci să pui to toți pașii ăștia, să vezi ce se întâmplă. Că tu, tu vrei să uh, copilul tău să aibă o viață. Normală, știi? Exact. Și există un pic de șansă, de uh, random, de randomness, nu știu, uh, în care în, în lumea asta. Știi? Și n-ai cum să controlezi uh, astfel de Practic, astfel de aspecte. Alternativa sau ideea alternativă la chestia asta sau cum te-ai proteja de manipularea de genul ăsta, cu ar fi cu, cu vaccinurile sau coronavirus. Ar fi să nu mai uh, de bun ce citești pe net, mai ales că nu sunt, de cele mai multe ori, un doctor, o publicație nu o să aibă bani să, să plătească doctorul respectiv, să dea în timpul lui ca să scrie ceva acolo. Foarte rar sunt cazurile în care sunt site-uri care au doctori în spate, specializați, doctor cu experiență și ar fi cel mai bine să mergi efectiv la un cadru specializat, dar la un medic, să lași medicina să fie vocea, da? Spunea, chiar scria un, un medic uh, se, se tot confruntă în, în ziua de astăzi cu sute de cazuri de oameni care vin, citesc o gogomonie pe net, da? Da, ah, peste tot, da. Vin mm. cu arsuri, vin cu probleme. Deci, practic... Duc doctore pro... știu ce am. Da, exact. Vin doctore știu ce am. Și doctorul era dezarmat. Spunea că în fața internetului deja medicina nu mai este singura voce în cameră atunci când ai o problemă medicală. Corect. Sunt sute de alte voci. Uite, vocea Olivier Ster. Care... Este o jurnalistă la baza ei, da? Uite că s-a vorbit atât de mult despre Olivia. Toată lumea o știe pe Olivia. Deja cred că dacă scriu Olivia nu mai apare socialul papai pe Google. Deja cred că caută... Uite, chiar ar fi de încercat să cautăm... Eu nu știu, pe Google dacă cauți... Ar trebui Olive? Olive Oil sau o să zică Olivia Ster? Cert este... Um, fac o, o mică, Dar mică nu, paranteză te rog, te rog apropo de, de uh, și e funny, dacă am, am fost în Iordania în uh, anul trecut și am căutat Jordan, în limba engleză, Iordania, Jordan, da? Prima chestie care era Michael Jordan. Evident. Nu, mai rău, prima chestie, Nike slash Jordan. Nike da? slash Jordan, evident. Deci nici deci măcar, nici măcar țara, deci atât de, și uh, Google încearcă într-un fel Oare să promoveze. Oare oamenii din Iordania Ălură, pe Michael Jordan, <laughs> pentru că le-a furat tot. Este un punct foarte date. interesant. Da. Hai <laughs> să fim în paranteză. Da, da, da. Și um, da, um, cu da, Olivia Olivia și ce se întâmplă. Um, cu toate astea, în statele vestice, unde mereu ne raportăm, mereu ne uităm noi acolo, cu toate astea, oamenii tot să duc la doctor. Da, să uită pe internet, mereu. Dar la noi, în România, știi? Adică asta este una dintre cele mai. Mare probleme. Eu cred că este un sport național la noi în momentul de față să te, uh, uh, să te vinde, știi? Eu, tot, toată lumea are un vracin în, în, un în familie. <laughs> un guru influencer. Un vraci în familie care spune băi, dar nu am nevoie să mă duc la doctor, știi? Pentru un că șaman. Oamenii și-au și pierdut un pic încrederea în sistemul medical, din multe alte puncte de vedere. Dar, în fine, revenind un pic la, un sistem la partea să, asta. Până la urmă, un sistem nu se poate... Vindecat decât cu încredere. Da. Dacă da, nu da, ai încredere da. într-un sistem, el își pierde efectiv funcțiile pentru care a fost inventat. Adică, dacă tu nu ai, ca cetățean, încredere în aparatul uh, medical, da, în instituțiile medicale, și ok să nu ai dreptate, dar fă ceva în, în privința asta. Nu căuta alternativele proprii. Încearcă să. Că ai soluția, da? Instituțiile medicale. Vezi cum poți să, să, să contribui. Sau, ca cetățean de fiecare dată când ți se întâmplă să ai parte de servicii proaste medicale sau să ai parte de tratament care nu ți s-ar cuveni ca om, care merită respect și să fie tratat, mai ales când, ești, când cotizezi, când plătești, când ai o asigurare, da? E, atunci să taxezi. Să te duci și să spui omului, uite, ai greșit chestiile astea. Să te duci să fii parte din soluție, nu parte din problemă. Trebuie să te duci și să dai un feedback, da? Să dai niște da, da, da. S -s -s poți să poți să-ți. Da. Nu o să se schimbe un sistem dacă mereu te plângi de el. Ca efectiv să schimbe un sistem, trebuie să contribui, trebuie să bași mai mult în el. Asta e și paradoxul. De-aia și multă lume. Nu poți să dai cu. cu într-un câine, nu poți să dai cu bățul tot timpul și să te aștepți să nu te muște. Da? Da. da. Nu ai cum. E ceva paradoxal. Nu ai cum. Se bat cap în cap. Care e definiția nebuniei? Nu? Exact, să faci același lucru și. Să aștepți rezultate diferite. Se aștepți rezultate diferite. Exact. Mă gândeam acum, cred că în 2008, nu, um, la un moment dat, aveam uh, niște analize obligatorii. Deci toată lumea, cred că atunci Ministrul Sănătății pe vremea respectivă, a zis, băi, toată lumea trebuie să facă cel puțin o uh, verificare. Da? Foarte mulți oameni nu se duc la doctor. Cred că nici noi nu ne ducem la doctor Descun, suficient okay. de suficient de des. Da? Um, în momentul de față, sunt, sunt și alte probleme, da? Sunt și alte probleme în societatea noastră, sunt probleme la nivel de câți doctor, sunt, uh, uh, timpul de așteptare și așa mai departe, dar peste tot în lume este așa în momentul de față. Suntem și foarte mulți oameni, până la urmă, adică trebuie să avem așteptările respective. Și de ce suntem foarte mulți oameni? Datorită vaccinurilor. Corect. Olivia, datorită vaccinurilor, în anul 1900, Planeta avea 1,5 miliarde de oameni. Acum avem 7,8 miliarde de oameni. 1 miliarde de oameni. Dacă nu erau vaccinuri, nu mai eram aici. Corect. corect Am și o glumă. De ce? De ce plângea copilul uh, nevaccinat la 3 ani? De ce? Suferă de criza vârstei de mijloc. Oh. Asta e dureroasă, Dani. Dacă vreau, edităm. Vedem. Vedem cum ne simțim. Da. Dar și... oare prinde la trei ani criza vârstei de mijloc? Cred că la 2 ani e criza vârstei de mijloc. <laughs> nu știu. Nu știu, asta e puțin. În fine, deci. Eu... N-ai cum să. Cine... Nu ai cum, efectiv să negi uh, faptul că vaccinurile au un sens atunci când populația planetei s -a explodează, a, efectiv. Explodează, explodează efectiv la 100 și ceva de 120 de ani de la introducerea masivă a vaccinurilor, da? Și ne uitam fix la chestia asta, știi că vaccinul a fost inventat uh, la începutul secolului 19, 1798 sau ceva de genul ăsta. Uh, paradoxal, nu? De la, în 1700, cred că dacă, dacă bine, 1798 a fost inventat vaccinul și la cât? La 200 de ani a venit Science Today să zică că e o vaccinul exact. de, la 200 de ani, da? După ce um, uh, populația a crescut de șapte ori. Nu, cred că mai mult de șapte ori, 1700, <fie> dar eram cred că 500 de milioane, exact. un miliard. Nici un miliard nu cred că eram. Da, și de acolo a durat 50 de ani până la mijlocul secolului, atunci când noi încă nu aveam statul român și Cuza încă să încerca să facă mica unire, atunci în, în Imperiu Britanic și în Franța, și în Franța Napoleană și așa mai departe, se um, introducea obligativitatea vaccinului. Wow! Da? Wow! După 50 de ani, evident, România călare a venit din urmă și la începutul secolului 20, am început și noi să um, avem să această populația. obligativitate. <laughs> și, să crește, și să crească populația. Exact. Da. Să crească populația. Și foarte mulți oameni, zic în momentul de față, mă rog, sociologi um, um, din domeniu, spuneau că dacă nu erau cele două războaie mondiale, noi până acum eram cel puțin 9 miliarde 9 miliarde și jumătate de oameni. La 7 miliarde, 500 totuși. Nu, parcă nu m-am amenins cu 9 miliarde. Și de dacă nu era? 20, și 20, ceva de genul. Și apropo de... Um, acum, ur urmărind un pic știrile și ce se întâmplă în momentul de față cu gripa sezonieră și cu gripa gripa beștii și stăteam la un moment dat și am început să citesc despre chestia asta. Eram uh, interesat de ce se întâmplă acolo. Um, exact la sfârșitul, la sfârșitul războiului mondial, primul război mondial, marelui război, ce s-a întâmplat? În 1918... A început uh, gripa spaniolă, da? Inf da influ influența. Influența, da? da 1918. Da. Au omorât gripa spaniolă în toată lumea, mai mult decât cele două războaie mondiale. Wow, incredibil. Da. Și cu toate chestiile astea, populația a explodat. Literalmente. Vaccinuri, Olivia. Vaccinuri. Fake news. Da. da. Um, cred că toată lumea trebuie să ia în considerare chestia asta, trebuie să, să se intereseze și să înțeleagă că oamenii suntem acum în momentul de față, unde suntem, pentru că știința ne-a propulsat efectiv în, în direcția respectivă, știi? Și dacă nu era, dacă nu era știința, noi nu, nu eram aici. Știi că vorbeam la un moment dat și mă gândeam, păi, noi, noi pur și simplu nu mai dăm crezare Ceea ce înseamnă cercetare. Vin cercetători cu știri, vin cercetători cu, cu diverse, uh, diverse studii sau diverse. Um, zi, cum se cheamă? Studii, publicații, articole. Pub, publicații, articole, exact. Și oamenii nu vor să creadă. Nu vor să credă. Au realitatea lor. Păi și cum mai poți să mai crezi ceva științific când primești de la toți acești minunați influențări? toată cultura și cunoștința lumii în splendoarea ei oferită pe tavă într-o poză cu sân la vedere sau o poză cu ceva haine sau cu un produs care se vinde pe Instagram. Cum mai poate cineva să ia efectiv mâna, să pună mâna pe carte și să mai aibă timpul să vadă, uite, da uite cum îl cheamă pe băiatul ăla de la antena cu fruntea mare zi? Gâdea. <laughs> gâdea, da, uite, gâdea mânca căcat, uite că văd eu aici în carte. Da. Uite, 99% din tot ce mănâncă domnul ăsta e căcat. Și ar fi foarte simplu să-ți dai seama, dacă efectiv pui mâna pe... Bine, <laughs> în cazul lui ar fi o serie de cărți care trebuie să o citești ca să-ți dai seama cât de mult căcat mănâncă. Da, dar până la urmă media asta e, adică e manipulare și propagandă. Deci propagandă în scop electoral, propagandă în scop politic și așa mai departe. Astea sunt uh, unelte vechi, adică scria și caragiale despre ele. Numai că acum De am întrebare este pentru tine. la un factor mult mai mare. Crezi că România este mult mai, sau românul, sau poporul român, crezi că este mult mai susceptibil la fake news pentru că a găsit, uh, internetul a găsit aici pământ fertil ca popor, unde istoric am fost subjugați, am fost mereu forțați să gândim realitatea otomanilor, realitatea austro-ungarilor, realitățile mai multor oameni au fost impuse, ne-am pierdut oarecum busola, ne-am pierdut oarecum sensul de direcție. Noi nu avem o direcție, dacă te uiți, românii mai mult sunt, se uită în direcțiile altor state, nu avem o direcție națională, conturată. Să zici, uite, România din 1600 până în 2020 a avut direcția asta. Nu? Mai mult facem we're going with the flow, nu? Mergem cu valul. Deci, întrebarea. E un răspuns C complex. Mă gândeam, deci, mă, da. mă gândeam când spuneai chestia asta și mă Hai gândeam... Hai ca să o sumarizez. Deci, crezi că a găsit fake news ul pământ fertil? Crezi că suntem un popor de gură cască pentru care. sau. Nu știu. Uh, nu, în, înțeleg întrebarea. Cred că e. și noi, și alte popoare suntem susceptibili. În momentul de față eu nu cred că suntem așa susceptibili. Chiar dacă avem viteză bună la internet, chiar dacă avem uh, penetrare de uh, internet în vasta majoritate a, da? a țării, cu toate astea, 50% din populația noastră încă trăiește la sate și comune, în care nu au aceeași viteză informațională și nu toate gospodăriile au accesul respectiv. Cred că în momentul de față mereu compari pentru că vrei să te uiți la cineva care e mai bine, da? Cred că asta Correct. este o chestie globală, adică în momentul de față toți suntem susceptibili. Nu cred că există mai puțin sau mai mult, poate mai mult sunt țările super avansate. Statele Unite este susceptibilă, noi nu avem Twitter, da? Noi nu avem Twitter. Oamenii după Twitter sunt cei mai cei mai susceptibili la nivel de uh, știri false. Ok, um, de ce de ce anume? Deci de Până la urmă Twitter, mai, de ce? Că de, de e ce doar Twitter? o frază, o propoziție mică? Exact, de ce Twitter? Twitter este susceptibil și uh, algoritmilor de inteligență artificială da, acel machine learning okay. e simplu Au hashtag-urile alea să scrolează tot? Unul că poți să unu, știi, ca programator știi, îți dai seama că poți să manipulezi și să poți să faci uh, diverse compartimentări informaționale în care să pui oamenii și să-i um, să cataloghezi, da? Și să-i duci unde vor, știi? Exista un studiu la un moment dat, mă uitasem, doar veni așa la un moment dat în, în feed-ul meu pe Facebook, <laughs> că. Între pozele cu pisici și. Între cu pisici. Postările cu. sau poate <laughs> da. la cine ai tu. Ai tu un guilty pleasure acolo în Newsfeed. <laughs> um, da, trebuie să mă gândesc. O să-ți spun mai târziu la întrebare. <laughs> da. um, deci. Un studiu MIT spune că pe Twitter în statele Unite, okay. sunt cu 70% mai mari șansele ca o știre falsă să penetreze uh, o comunitate sau cum funcționează sistemul de retweet, da, în care 70%. Cineva, 70%, deci practic o cu un o știre adevărată, da, o știre adevărată. Mamă, ce fel sună asta? <laughs> o știre adevărată o știre falsă, deci deja deja suntem acolo, dane. Bun, deci um, un realitatea, da? realitatea se duce uh, la nivel de uh, la nivel de uh, împrăștiere, uh, socială până la 10-11 retweet-uri. Un retweet ce este? E, e practic o repostare a uh, acela mesaj ceva. original, și după aia, da, da și după ei repostează și scriu uh, la rândul lor uh, un mesaj uh, referitor la acea. Okay. La, deci, distribuie mai departe. Distribuie. Fake news distribuția, respectivă, nu, distribuția respectivă la realitate ajunge până la 5-6, maxim 10 retuituri. Okay. Distribuția la nivel de știre falsă ajunge până ah, la 17-20. Okay. Deci, wow. asta înseamnă, da, și ideea este că oamenii sunt mult mai înclinați în Statele Unite. Să trimită această informație falsă peste tot și să o, pentru că, iar, ajungem înapoi la discuția respectivă, știi, de uh, bârfă, știi, de ce ne place nouă, nouă nou ne place senzaționalul pentru că are o poveste, știi, și de foarte multe exact. ori realitatea este banală, știi. Până la un moment dat, nu mai știu cum era chestia asta cu adevărul care înconjoară lumea. Nici cum, cum, cum uh, cum nu mai știu cine a spus. Ah, da, 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 Mark Twain. Da, știi ce era interesant că mi-am adus aminte? Bine că mi-a -am adus aminte. Uh, Mark Twain se zice că avea o vorbă despre adevăr. Adevărul nici măcar. Minciuna a înconjurat jumătatea planetă, în timp ce adevărul nici măcar nu și-a pus pantofii. Exact, exact. Și asta e, deci Mark Twain spunea că este asta și asta se întâmplă. și care e paradoxul? <laughs> e mai tipă Twitter care se întâmplă aceeași chestie. Paradoxul este că nici măcar nu se știe dacă Mark Twain a spus asta. Totuși omenirea are o istorie de zeci de mii de ani. Asta în cazul în care suntem... mai religioși, da? Dar probabil suntem mult mai de mult aici, nu are cum. <laughs> suntem mult prea proști. Vrei să intrăm în așa discuție? Nu, este nu, nu, destul dar, de complicat. Să zicem, sunt zeci de mii de ani de cât a existat omenirea, oamenii aia nu erau toți idioți. Uitați-vă la toate, hai să luăm toate acțiunile, toate, toată teoria proverbele, matematică. Da? Cu, da? exact. Nu se știe, și proverbele și zicătorile și toate chestiile au fost date din generație în generație, din vorbă în vorbă, au fost pasate, da? Acum, lumea, datorită internetului, îi atribuie chestia asta lui, ca fiind vorba lui, dar până la urmă... Îți mai amintești când eram noi mici? Așa? când eu cel puțin la limba română aveam profesori în care încercau să ne învețe și să reținem proverbe românești? Mm. Erau în cărțile de limba română, erau un cărți de educație civică, nu mi-am așa acum, în care puteai să, în care aveai liste de proverbe bătrânești, proverbe românești, în care profesoara noastră din uh, uh, gimnaziu, da, din clasele 5-8, mereu încerca să ne să ne pună să învățăm respectivele proverbe. Pentru că erau niște învățături la nivel de comunitate. Știi, care uh -huh. ale erau printre primele uh, știri uh, da. orale. Maxim Gorchi și Anton Pan, primul, primii influenceri <laughs> în, <laughs> în societatea primii română. Da. <laughs> <laughs> da. Și până la urmă, uite, uh, ne, uităm, uh, ne, uităm mai, ne uităm mai departe, da? Ne uităm mai departe. Unde ne uităm mai departe? Ok. A, jumate de oră trebuie să dau ok. Punem o mică pauză? No. Nu? Lăsăm așa? Să curgă? Să curgă coniacul, Ștefan. Trebuie să tăiem bucata asta, Ștefan. El e fan în lume și-a găsit un scop pe lume. Dăm drumul cu. Nu. No. Okay. Și mai pe departe, și mai pe departe, ce se, ce se întâmplă? Se întâmplă faptul că atunci aveam aceste proverbe, aveam o niște valori, să zicem. Bine, n-aș vrea neapărat să nu denumesc proverbele valori, dar aveam un set de reguli, da? Și okay. chiar și religia, știi, că um, amândoi suntem destul de agnostici din perspectiva asta, da? Dar religia. Fie că era adevărat, fie că era fals, era un set de reguli exact. care era propagat uh -huh. și toată lumea se uita la preot, se uita la um, căpedenia tribului și, tribule, și așa mai departe. Irelevant. Da. da? Acum, toată lumea are opinie, toată lumea poate să scrie, toată lumea poate să publice ce vrea, cum vrea, ceea ce, în, pe, pe, pe de o parte este foarte important, pentru că. Într-un fel, asta e ok. Libertatea de exprimare este exact unde ar trebui să fie în societate. Fiecare om are dreptul să spună ceea ce crede și gândește, da? Dar obiectivitatea? Dar obiectivitatea? cred că asta, eu personal cred că obligația pică mai degrabă în, în o grada noastră personală să ne ferim de inepțiile altora. Nu ai cum să oprești un idiot să spună idioțenii, pentru că nu, nu mereu este un om needucat nu mereu este un om care are o agenda în spate, uneori este un troll, este un hater, este, este un. Uh, hai să spunem, este un doctor care s-a săturat de viață și scrie o publicație proastă, este o jurnalistă care scrie rănită de nu știu ce dramă personală, începe și scrie despre vreo. Ia, începe și. Scrie exact. YouTube... Promovează o narrativă falsă, la asta mă refer. Da, 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 și uh, nu ai cum să oprești un om dacă Pe nu ia un da. podcast. Uh, spunem. Cel mai mare retardiz posibil, dar peștele mincioagă, da, vorbim, spunem că există ceva ce nu există, da? Da. Asta, asta, înseamnă, asta înseamnă să ai, să-ți asumi ceea ce spui și să ai o datorie asupra um, a ceea ce vrei să, uh, să să spui. Pentru că e important să ai un. să ai o idee, băi, uite, asta este opinia mea, despre, despre aceste aspecte discutăm și alta este să vii și să îți impui practic a, realitatea ta alternativă și să încerci să-ți găsești o, o comunitate de oameni diversi uh -huh. care să, să fie susceptibili la, la, la această realitate. Uh -huh. În momentul de față era tot de YouTube. Mi se pare YouTube în momentul de față unul dintre cele mai puternice platforme de dezinformare. Pentru că videourile respective sunt destul de uh, sunt, sunt destul de ușor de. Nu mai este doar o știre, știi? Acolo deja e o complexitate destul de mare uh -huh, uh -huh. și oamenii pot influența mult mai simplu. Sunt, exact. în momentul de față, sunt foarte multe, uh, cum se cheamă, documentare, documentare cu efectiv știre, nu numai știre, farsă realitate total alternativă, dar făcute super profesionist. Wow. Da? Deci sunt, uh, nici nu mai zic de, cum se cheamă, ăștia cu pământul plat, da? sunt foarte multe. Și în momentul de față YouTube încearcă, încearcă, a se, a se, okay. în faza, încearcă, să contrabalanceze aceste tipuri de videouri. Pentru că videoclipurile sunt super bune. Sunt super bune din punct de vedere tehnic, calitativ, uh, vorbit elevat și oamenii nu-și mai dau seama. Pentru că oamenii mereu, dacă, dacă, era un, dacă era un om după stradă Uh, un om după stradă, fără prea multă educație, în care începea să-ți vorbească despre, despre faptul că Pământul este plat, nu avea aceeași credibilitate, știi? Și, ce mai, și în momentul de față, cum mai îți dai seama de oamenii care vin cu informație reală și oameni care vin cu informație uh, imaginară? Știi că asta este o imaginație atât de puternică încât uh, o cataloguezi acolo, știi, cu toate... Uh, toate romanele lui Jules Verne. Clar. Da, deci, acum hai să luăm romanele lui Jules Verne, facem niște uh, cercetări științifice, documentare despre chestia asta și le facem super profesioniști și mai mult ca sigur um, oamenii vor. Uh, Jules Verne nu cred că ar fi fost scriitor în ziua de astăzi. Cred că s-ar fi uitat în jur și ar fi zis. Ai fost blogger. <laughs> Jules de blogger. Uh, da. da, nu. Și uh, este, este complet... Este complex, nu numai că este complicat. Trăim, mereu am trăit într-o lume complicată. Mereu a fost a, a fost o, a, un dute-vino între a, ce vrem să ne se spună și care este realitatea. Mereu realitatea a fost a, a, boring, nu? Cum? Exact. Cu, nu cum e, ar fi? Str nu strălucește, Ștefan. Nu strălucește. Nu nu. strălucește. Pe, pe mine mă șochează și oricum am fost în ce în ce mai inactiv pe rețele sociale, pe social media și încerc să mă fere să stau departe, că mi-am dat seama că e, ești o țintă. Lumea aruncă cu chestii în tine, aruncă cu știri false, aruncă cu... Și nici măcar nu trebuie să fie o știre falsă. La un anumit moment, dacă tu ai un curs în viața ta, poate să fie decât ceva care contestă grav realitatea ta și deja să te arunce, te de deraiază de la drumul tău. Înțelegi ce vreau să zic? Ar trebui, pe de o parte, să ne pună un semn de întrebare faptul că doar 15% din oameni care consumă social media, da, efectiv comentează și spun părerea și idiotul care a scris căcatul ăla și te-a deranjat și toată ziua te-ai gândit numai la cât de trigăruit ai fost pentru că un om random pe internet a scris ceva care nu e, nu, face, nu subscrie la realitatea ta și ai pielea subțire și te-a te deranjat. E, nu există mulți ca el, sunt doar 50% de oameni. Exact. Adică noi ne formăm pe social media, cum ai zis că algoritmul ăla se antrenează, noi ne antrenăm în a ne dezantrena să fim logici, coerenți, să fim o comunitate. Toate chestiile în social media te despart, te fac o individualitate, te, 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 te sustrag din pânza socială, devii antisocial, fix pentru că vezi toate narativele astea false și după aia încep să interacționezi cu mine, cu tine și noi zicem, dude, nu știu dacă am voie să... e? Ce, ce ai, ai fumat? Cum poți să crezi că catul ăsta? Sau cum poți să faci chestia asta? Ești cu capul și tu să zici, stai că n-ai citit pe internet. Tu mai ești sunt ești alți, revoltat, pur și simplu. Mai sunt 50.000 de, de oameni care gândesc ca mine și găsești formula sau grupul ăla de unde știi la informația. Nu, no, e, e absolut. Dar și la ce mă gândeam, că îmi spuneai de acești 50% și îmi spuneai, de, um, și spuneai cum, cum um, informația se propagă și ne, ne izolează. Dar... Um, eu cred că globalizarea asta, cu tot ce aduce bun, este de fapt o, o hiperbolizare a tot ceea ce se întâmplă în momentul de față, a tot ce se întâmplă la nivel de um, cum, cum ne comportăm noi pe internet. Pe internetul în prima este un catalizator, este amplifică absolut totul. Fake news, fake news, a existat în toate timpurile, da? Fie că e satiră, că vrea să ridiculizeze, fie că să defăimeze o persoană, fie că e vorba de manipulare, fie că e vorba de propagandă, fie că e vorba de trolling în ziua de astăzi, de efectiv oameni care vor să-și bată joc de tine, să te vadă cum te chinui sau cum faci chestii care n-ar trebui să le faci, da? Chestiile astea au existat în toate timpurile, da? Christopher Columb nu a descoperit America, da? Fake news. Și a atribuit un lanț de evenimente care sunt total false, da? Nu avem timp să intrăm. Corect. Nu avem timp să, să vorbim despre oamenii care au trecut. asta sunt idei deja rădăcinate în strâmtoarea Noi... Bering și în America. Exact. Asta sunt idei deja rădăcinate. Exact. Noi... E greu să scoți narativa. Cristofor Columb a descoperit America, da? Pentru că ei aveau nevoie, din punct de vedere politic, atunci. Asta, asta până la urmă, astea sunt old fake news, dar sunt mă știri, 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 știri mă vechi, atât de, tare. Destul de sunt știri false destul de vechi, dar în momentul de față rapiditatea cu care se mișcă informația este este catalizatorul uh, a tot ce înseamnă bun în momentul de față, cum putem să trăim, cum putem să comunicăm, cum putem să evoluăm din punct exact. de vedere economic, dar în același timp ne și izolează. Este un paradox, știi? Și care ar fi soluția? Soluția cumpătarea nu, cred, ar fi. cumpătarea. cumpătarea, nu? cumpătarea. Hai să-l luăm așa. Noi avem droguri în viața noastră, da? Alcoolul e un drog, țigările, tutunul, există o grămadă de droguri, dulciurile, da? da. Alimentația poate în sine să fie un drog. Este există un drog. acest nou drog introdus doar de 20-30 de ani, da? Numit internet, da? Noi ca oameni nu suntem făcuți să ingerăm zeci de mii de idei în fiecare zi. Noi avem o viață. Eu am un traseu în viață, tu ai un traseu. Dacă noi ne supunem zi de zi la bombardamentul ăsta agresiv pe social media, unde vezi și piu, 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 din toate părțile vine și uite, eu m-am căsătorit, uite, eu am făcut un copil, uite, eu am făcut... Și tu ai direcția ta, tu vrei, să, tu vrei să faci magazia aia care ai vrut să o faci și să vinzi mobilă la oameni, nu știu, din anumită zonă a Bucureștiului în un anumit sat sau tu ai vrut tot timpul să te faci inginer constructor și toată lumea face programare și băga și aș piciorul în toți ăștia cu programarea lor că mie îmi place să fac drumuri și poduri, da? Adică rămâi fidel cu viziunea ta, cu ce zice sufletul, știi? Mulți au pierdut sufletul sau și l-au, nu-l mai bag în seamă ce văd, ce, ce, ce văd pe Când social zici media... de suflet, zici de pasiune. Pasiune, efectiv, dar hai că am, am, am luat-o în altă direcție, dar ce vreau să zic că interesele lui ca om, fiecare om are niște interese și niște plăceri și niște dorințe, da? Exact. Uh -huh. E Dacă tu ți le bazezi sau ți le lași influențate de tot ce vezi pe social media, la sfârșitul zilei nu ești alt om. Și la sfârșitul zilei nu de aia te comporți ciudat și nu de aia oamenii au început să, să se poarte ciudat în comunitate, în societate. Oamenii nu se mai salută pe stradă, oamenii sunt tot timpul supărați, nervoși, mereu. Mereu e vina altuia pentru nefericirea lor japonezii spuneau că un om are trei fețe. Da? Fața interioară, pe care numai el o știe, fața familiei și a prietenilor apropii, apropiați și uh, fața societății. Da? Sunt cele trei, cele trei fețe. Japonezii spuneau asta înainte să apară social media. Wow. Și noi vrem să trăim oare noi, să noi vrem să trăim într-o imaginație, nu? Noi, noi nu, ne, nu ne place cadrul ăsta imaginativ. Eu cred că este dacă dacă ar, dacă ar fi să rescrim în momentul ăsta tot, dacă ar fi să să apăsăm reset la tot ce se întâmplă în momentul ăsta. Crezi că nu am ajunge în același punct? Sau ajunge într-un punct total diferit? Bună întrebare. Unele chestii au luat o au luat într-un sens total uh necontrolat, și cu o viteză de necontrolat. Cu o viteză de necontrolat, Uite da. de cât de mulți oameni acum își trăiesc viața pe o platformă. Efectiv, da. au, au pus pauză la viața lor ca să își investească tot timpul lor pe o... Hai să zicem Instagram, dar Sunt o grămadă de oameni care trăiesc sau își pun toată atenția în platforma aia. Este o fabrică. E o fabrică și cu cât baci, e ca un sistem. Sistemul lor se apreciază zilnic, pentru că sunt zilnic oameni care bagă miliarde de poze, miliarde de comenturi, miliarde... Ai atenția ta, care în loc să o focusezi pe ceva creativ, ceva care să te ducă spre, nu știu, viitoarea ta afacere, să te, duci, să te ducă spre femeia visurilor, tale, da? Să te ducă spre jobul visurilor tale. Tu rămâi acolo, ești atras de lumea asta, Instagram, o, o un amalgam de superficialitate, nu știu, nici nu știu cum să-i zic, e ca o vrei, gaură vrei neagră. e ca o gaură, gaură neagră, chiar, chiar te atrage. De, de, multe ori stau cu telefonul în mână și dau scroll și, și mă dai seama. 5 minute zic, what the fuck, tot mai de -aia nu mai am notificări. Nu, nu, uite, notificările. Notificările ar trebui scoase. Nu știu, n, n am să-ți ții notificări. Da, da, și gândește, gândește la, la asta chestia asta că în sine care nou, la... nouă, ne este greu să navigăm prin haosul ăsta cotidian. Da. da? În care să zicem că generația noastră, da, acești mileniali, nouă ne este foarte greu și noi Millenial suntem... Milenial cocliți! <laughs> Știți voi mai bine, pe vremea lui tataie, era mai bine că să te-ai da, de aia chinezească, strecea orice, n-aveai nevoie, ce vaccinuri, crezi că noi am crescut cu vaccinuri când eram mici? Și uh, nu făcea da. decât vaca și calul Și asta și când erau grav bolnavi mai Și mai ta și taică-tu Nu mai vaca și calul Cred că asta e datoria noastră, Dani Apropo de care ar fi alternativa În, în sensul ăsta Alternativa ar fi ca fiecare din generația noastră Să ajută Generația anterioară A părinților noștri și a bunicilor noștri da. Și generația da. viitoare Să treacă Prin acest haos Poate că um, generația viitoare, copiii noștri vor avea alte provocări și la rândul lor va trebui să ne ajute pe noi, dar noi noi suntem generația care trebuie să aibă un cuvânt de spus și nu avem un cuvânt de spus în momentul ăsta. Noi iar lăsăm cei 50% să vorbească pentru toată lumea și nu încercăm să să ne să Coagulăm câteva idei și câteva valori în cercurile noastre. Na? Mă uit acum, exemplu, exemplu, bunicii bunicii mei, da? bunicii mei, care în momentul de față um, au acces au tablete, să uite pe toate știrile. Ce fac cu bunicii? Când ajung mereu acasă mă uit cu ei peste, uh, peste browser, da? peste tot ce se uită <laughs> și încerc să, încerc să văd ce consumă, știi? Și mă uit și mereu închid taburile pe care, pe care le are deschis acolo pentru că sunt foarte multe și îi merge tableta destul de, la de ce greu. Se uită bunică tu. știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? El se uită la știri. Lui îi place să consume știrile pe, pe tabletă, da? Și se uită la o groază de știri și, evident, știrile, știrile la care se uită el contează de uh, culoarea politică la care el uh, aderă, știi? Uh, bunicul este, are și o culoare politică total atipică altor, altor uh, oameni de vârsta lui. Uh, deci nu vede roșu. Nu vede roșu, nu vede, <laughs> vede albastru, vede plusuri și alte, alte chestii de genul ăsta, dar uh, ce vreau să spun este că el este susceptibil la a da click pe clickbait, da? a dat click pe senzațional și el nu mai înțelege. La un moment dat a trebuit să-i să arăt efectiv cum verifici o sursă. Da? Cum verifici o sursă? Unde te uiți? uite te la mai multe publicații, uite te și... Foarte bine punctat. Este, este foarte greu. Știi? Și dacă bunicilor noștri... vezi cine a scris articolul, ce alte articole a scos. Și e mult mai greu unui om, uh, un, unui, unui om la vârsta lui să-i zici bunicule, nu ai dreptate. Trebuie să te uiți și să vezi că știrea pe care tu ai, tocmai ce ai consumat-o, nu este adevărată. Și el, el, a el venit la mine și mi-a spus pe cum adică nu e adevărat, dar scrie pe internet. Foarte, foarte mișto, Ștefan. Foarte, Poți foarte Poți să recunosc confident. că nu, nu, prea am făcut chestia asta. Deci tu, e, bine, ești mai norocos ca mine, din punctul ăsta de vedere, încă ai o relație activă cu bunicii tăi. Ai șansa să ai o relație activă, dar... Um, wow, cât oare cât de multă lume face chestia asta. Ai, te-ai dus la un nivel extrem Deci, stai așa că să înțeleg. Da. Că deja sunt fascinat. Deci, tu te-ai dus. Ai verificat browserul dispozitivelor bunicilor tăi ca să vezi ce știri au consumat, ca să-ți dai seama dacă sunt sau nu manipulați. Deci, problema cum a început, de fapt. Problema cum a început. Oh. Problema a început așa. Um, eu am <laughs> Mulțumesc, mulțumesc! Mereu apreciez ceea ce eu nu am făcut. Um, <laughs> foarte tare. Bu un exemplu. Generația a treia, generația, treia da? generația în care a fost, cred că, cea mai lovită de comunism, da? cea mai lovită de indoctrinare. Da? Acolo, practic, ce spunea status sau ce spunea a, a era litere de lege, știi? Corect. Le este cel mai greu să navigheze prin tot ce se întâmplă. Și de asta, ce se întâmplă cu Antena 3 și cu alte, alte canale media de manipulare, astea sunt scheme vechi. Sunt scheme vechi. Exact. În momentul de față care sunt încă, încă, funcționează pentru că atinge acel, acel, acel electorat în care nu este Corect. suficient de uh, în temă cu, cu tehnologia. Dar pe mine m-a îngrijorat foarte puternic pentru că dacă toată lumea ar fi avut uh, acea, acel uh, acces la tehnologie cum, uh, cum au bunicii mei, uh, ar fi, am fi în, altă, în altă direcție. Și să revin un pic la, la punctul tău, M-a întrebat dacă România este susceptibilă fake news-ului. Eu cred că este mai puțin, tocmai pentru că generația asta, generația a treia și generația poate și o bună parte din generația părinților noștri, încă nu consumă atât de activ cum consumă cei din străinătate. Pentru că încă avem acel delay tehnologic și um, economic față de acele, acele, um, acele state. În momentul de față, știi și tu atât de mulți oameni de, de vârsta a treia în Statele Unite în care consumă în mod activ, au iPad-uri, au mașini electrice și așa uh -huh, mai departe. Uh -huh. Pentru ei, pentru ei pătura economică este mult mai ridicată, pentru că noi am stat în acel, în, în acel ev-mediu comunist. Ok, deci lasă-mă să înțeleg. Eu, de exemplu, stai, ca să completez. Sigur. Nu sunt la fel de optimist ca tine. <laughs> Chiar cred că românii sunt foarte susceptibili ca popor, sau suntem foarte susceptibili la fake news, sau la știri false, sau la minciuni, sau la exagerări. Suntem atât de plictisiți ca popor cu realitatea. Știu? Dacă te uiți, oamenii nu. Hai să luăm la un exemplu clar cu, cu mașinile. Dacă ne uităm. Uite, de exemplu, eu am foarte mult cu și în Germania, da? Da. Oamenii nu vor să epateze cu o mașină scumpă. Sunt, sunt mulțumiți? Nemții! Cu, exact, nemții. Sunt mulțumiți cu o trivialitate comună între toți. Adică, dacă cineva, un vecin, și-a luat o mașină bună și n-a avut probleme cu ea, toți și-au aceeași mașină. Pentru ei este mult mai important uh, filtru social, da? al uh, mediului înconjurător, da? veto lor, da? Oriunde la noi, noi nu avem asta. Dacă te uiți, fiecare om vrea să fie special, vrea altă mașină, vrea... De ce să nu-ți focuseze atenția și interesul pe altceva? Ok, că mie îmi place să conduc, să... Da, doar conduci, doar asta e. Dacă toți începem să fim special în toate chestiile posibile, atunci ne... scopul nostru în viață e doar să fim special față de cel de lângă, nu să faci efectiv ceva, să înaintezi cumva, să schimbi ceva, o narrativă falsă, da? știu, asta mi-a venit în gând acum. Și zici că noi nouă ne place să epatăm și după să fie special și tocmai de aia asta, ne face susceptibil. Vrem, să știi, de exemplu, dacă toată lumea din comunitatea ta știe o chestie, o să te simți mult mai bine când te duci tu și le zici o, chestie care tu crezi că e adevărată, dar le zici, stai mă fraierilor, că uite, știu eu, am citit eu pe net aici. Uite, nu folosești bor mașina așa. Uite, face așa, el e un rotor percutor, n-ai tu de treabă. Ai, bă, că am citit eu acolo la meșterul ăla și știi el mai bine. Mm. Deci Înțelegi? o să zic, suntem... Avem o grandomanie ciudată. Sau cel puțin eu observ, parcă avem mai multe de, de demonstrat. Neavând și venind din sărăcie și venind din mai puțin și venind... Cine ne împinge să demonstrăm? Fix asta probabil, că cred că nu avem un chill, un calm ca societate, ca nație, că suntem destul și putem să împreună, da, să clădim, să ducem țara unde ar trebui să fie. Nu. Noi trebuie să arătăm că suntem mai mult decât suntem. Oriunde, asta, asta, e că... Să creăm o imagine falsă. Da, chiar cred opusul față de ce ai spus cu uh, nu suntem susceptibili datorită faptului că, uite, la tine eu cred că cu bunicii tăi tu ai chiar un contraexemplu e un outlier. E foarte posibil să fie un outlier. Da. dar în, revenind un pic la la ce mai putem ce putem face, nu? Și ne uităm un moment de vedem, față trebuie să, să ne discutăm uităm, efectiv alternative, da, da. Trebuie, care, să ne uităm, trebuie, care trebuie să ne uităm și la generația viitoare, da? trebuie să ne uităm și la copiii noștri, da, la generația care generația Z, dar da copiii care sunt născuți din 2000 uh, încoace. În Hai să încadrăm da. asta. Deci, vorbim, ce înseamnă? Să vorbim de soluții alternative, ide deci idei și alternative, da? Pentru contextul ăsta în care suntem bombardați cu fake news. Ideea că... În care vrem da, să da, da, avem da, da, o viață normală. Da. Deci, pentru, pentru noi, noi știm care este, uh, să zicem, pericolul. Da. Copiii poate au o idee unii. Unii nu au o idee. Dacă nu avem, dacă nu este um, început din, pe partea educațională, chiar din grădiniță, copiii să aibă să aibă o uh, înțelegere a ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă informație consumată în mediul online, pentru că ei sunt, ei sunt deja, ei sunt nativi online. Pentru ei nu mai există o barieră de învățare. La generația a exact. treia există. Și înveți și încerci să te... Uh, pentru ei este... Și interesant. Este este, este foarte ușor. Online, da. da, este nativ online. Și um, nouă o să ne fie greu să le explicăm lor cum să se uh, cum, cum să se apere. Pentru că ei, pentru ei, aia, aia este um, okay, deci mediul tu vrei... în care ei trăiesc în momentul de față. Hai Să o ducem spre palpabil. Tu vorbești de un program în școli de... Eu cred că toți părinții ar trebui cum, să. Cum s-ar ducă... Ar fi de. Nu știu dacă ar fi neapărat. Program. program ar, cred că un program ar începe dacă ar exista o masă critică de oameni care să-l uh, să ceară. Știi? Okay. Și oamenii respectivi, adică toți părinții, toți părinții care uh, sunt în, în generația asta, da? Născuți din 80 până în 90 și ceva, da? Toți părinții care au copii în momentul de față ar trebui să caute în mod activ. So, o soluție cu școala, cu grădinița, cu, cu creșea, nu știu. Adică te duci până la cel mai jos nivel posibil, pentru că ei, toți, toată generația asta nativ online, da, ei interacționează la orice punct. Educația, educația, tablete, teme făcute, temele nu mai sunt făcute cum le făceam noi înainte. Nu ne, ne este greu să înțelegem cât de periculos este. Și trebuie să discutăm cu educatorii noștri, cu învățătorii noștri, învățătorii copiilor noștri, să aibă ore de dirigenție în care, ore de educație civică. Dar ce faci atunci când efectiv, care să trateze profesorii care tratează astea. problemele sunt la fel de clule, sunt la fel de fără idee, sunt la fel de pierduți și susceptibili la fake news ca și copiii pe care îi învață, că de multe ori asta se și întâmplă. Suntem, dar da, trebuie să... Trebuie un efort. În altfel nu o să găsești oameni specializați care să facă asta. Și în condițiile în care avem și care pică pe noi, cred că niște ore specializate în care să-i facem pe copii. Adică mă, încerc acum... Mm -hmm. Eu îți simpatizez foarte mult ideea și încerc să-mi fac așa un, un potențiometru, să îmi dau seama cam cât de probabil... Ca, care e probabilitatea ca... Ideea ta să fie pusă în aplicare la un moment dat, da? Nu, da, des, da, da? nu trebuie să fie acum instant, da? Destul de mică, unde la noi uh, necesitățile de școli sunt măcar ai lumină căldură și poate niște calculatoare. Cred că acolo suntem poate niște calculatoare, poate. Cred că mai dacă trebuie mai ai, pic. Dacă nu ai. Măcar dacă la nu părinți, ești conectat, atent, da. dacă nu ești conectat la, la această. la tehnologie dacă nu ești conectat la tehnologie, să zicem că ești un să zicem că ai o posibilitate de a fi mai în siguranță. Este Corect. super, este super ciudat. Da, ce ciudat. Dar dacă ești inoculat la... până neparticipare. You cannot lose if you do not play. <laughs> exact. <laughs> Foarte ciudat. Da, nu poți să pierzi dacă nu joci, nu? Și problema, problema în momentul de față este cu copiii care sunt super uh, conectați. Da? Și trebuie să înțeleagă copiii care care sunt cele mai importante cum pot să dis discern la nivelul lor o informație față de alta, știi? Uh -huh. Eu nu am o curiculă în momentul ăsta. Nu aș putea să spun, bă, uite, asta e curicula. Știi ce cred că ar trebui să discutăm? Eu cred că ar trebui să discutăm cu uh, cel puțin un psiholog și un sociolog, să înțelegem din perspectiva lor care ar fi care ar fi alternativa lor și să dacă putem și prin prin, prin podcastul ăsta da. să facem oamenii cât mai um, să aibă înțelegere, awareness-ul ăla. Măcar o ala, să deschidem dialogul. Și să, să deschidem dialogul exact. în direcția respectivă. Nu ai cum să schimbi ceva dacă nu vorbești despre chestia asta da. măcar. Minciuna, minciuna mereu a fost acolo. Minciuna e mai veche decât da. omenirea. Uite, sună mult mai bine. Ar trebui să zicem minciună, mereu zicem fake news. Mereu îi punem un titlu de ăsta care să pară senzațional. E mult, nu mai, e, complex, minciuna. e mult mai complexă minciuna. minciuna. Minciuna mereu a fost acolo. În momentul de față se propagă cu o viteză pandemică. Exact. Ca să nu mă duci acolo la coronavirus. Cu o viteză pandemică. Viteza respectivă nu avem cum să o controlăm. Haosul respectiv este aproape imposibil de controlat. Nici nu cred că ar trebui să-l controlăm. Trebuie Poți să-l controlezi? Să, trebuie doar să fim atenți la... Mai, mai, trebuie să fim atenți. Un pic din când în când laptopul mai, mai oprește televizorul. Închizi, te deconectezi efectiv. Stând tot timpul în. cum ai spus, tu, suntem bombardați, suntem sunt peste tot. E greu, e imposibil să te protejezi. Oamenii nu mai vor să mai vorbească la telefon, e doar scriu mesaje. Este, este incredibil. Cum, uh, pentru că noi, în momentul de față, frica mea este, așa am o frică în sensul ăsta, noi, totuși, eram suficient de um, mici, să zicem. Când am început să interacționăm cu calculatoarele. Okay. Și Am început să interacționăm cu calculatoarele destul, zice, destul de devreme, și față de alți alți copii de vârsta noastră. Și totuși, totuși, eu cred că o să fim în urmă în următorii 10 ani față de ce pot. Ce poate generația asta care vine din urmă? Care, copiii care sunt acum, care au 10 Oră ani și poate. care au 10 ani și vor fi cu exact siguranță. cum vor intra în câmpul muncii 20-22 de ani, în 10-12 ani oamenii aceia ne vor depăși și noi nouă ne este greu să ținem pasul. Pentru că înainte decalajele generaționale erau destul de uh, standard, dar mereu existau probleme cu generația trecută, cu generația viitoare și așa mai departe. Nu, nu inventăm nimic nou. Dar în momentul ăsta decalajul generațional va fi va fi pus efectiv pe din cauza internetului. Wow. Știi? Pentru și... că sunt oameni ăștia nativi. Exact. Da, exact. Care n-au cunoscut badoga, n-au cunoscut vața ascunsele, n-au cunoscut și chiar, joci cu două și, bețe și cu și cowboy. Și chiar dacă, chiar dacă ei unii din candy ei, crush din prima. mulți mulți părinți încearcă să facă chestia asta, încearcă să le ofere um, acea experiență pe care ei au avut-o când erau mici. Dar da. în momentul de față trebuie să te adaptezi un pic și la ce se întâmplă. Nu poți să rămâi în trecut. Nu poți să rămâi întregul. Acum, oamenii schimba tineri... Schimbarea asta e foarte grea. Oamenii tineri să uite sau dacă se uită tineri la noi o să zică ce zi mă babaluicește a doi aici? Știu ei. Tot ce e bun e pe internet. Dacă stau să ascult pe profa în clasă o apucă spumele. Da, da, nu poți să trăiești toată... Viața ta acum e o etapă. Ai trăit 15-20 de ani înseamnă că mai ai încă de 4 ori pe atât. Și absolut... Newsflash absolut tot ce ai trăit până în momentul ăla nu o să conteze în 10 ani. Nu o să conteze, Nu o da. să conteze absolut deloc. Și Aia este o de -aia. discuție mult mai complicată focusul despre Focusul ar trebui să fie să stai, uh, să inoculezi mediu, să stai, să stai departe câteodată, dacă se poate, de social media, de internet, pentru că, cum am mai zis, șansele sunt să fii manipulat, să -ți, cineva să vină să-ți strice focusul după ce ai tu de făcut, după cine ești tu ca persoană. Deci cred că dacă sfatul meu personal ar fi pe de o parte stai departe de oameni care acum la, interacțiunea interacțiune interumană, da? Fake news -o are și implicația să fii mințit în față, da? Să fi, să, exact, să, exact. ți să vândă gogoși, da? -am zis că este că adevăr e, e, mai greu, e mai greu de distribuit, știi? Um, și în momentul de față mă gândeam, mă gândeam la, apropo de grămăjoare și cum ne pune YouTube-ul sau Facebook-ul așa mai departe, știi? Grupuri pe Facebook în momentul ăla, dacă aveai pe cineva în satul tău sau în orașul tău care credea uh, faptul că îngălzirea globală nu există sau, mă rog, nici nu cred că se gândeau la chestia asta, <laughs> dar, uh, credeau un, un anumit adevăr, da? Orice, da? Orice. Pământul e plat, da? Era singurul. Știi? Și toată Corect. lumea de lângă el spunea, ce ai pățit, mă? Du-te, mă, cu pământul tău plat. Uh -huh. Aici, nu vezi că n-are nicio logică ce spui? Acum... Pământul e plat. Hmm. Pământul e plat. Mă uit acum pe internet. Pământul e plat. Hmm. A, ah, ah, uite, uite, l-am găsit pe Gigel, care e în uh, Africa de Sud. Nu-l cunosc, dar uh, știu un pic de engleză, vorbesc cu el. Bă, pământul e plat? Da, mă, și eu cred că e pământul e plat. Și așa că se creează comunitatea respectivă, știi? Pandemia informațională. A oamenii trebuie să aibă oarecum o notorietate, de exemplu. Ai validare de la niște oameni pe care da. nu-i cunoști, pe care nu-i cunoști, și oamenii respectivi, pur și simplu, creează acea, a, acel bulgăre de zăpadă care crește și crește și crește și crește și, crește și nu ai cum să controlezi Uite, chestia asta. Dacă ar fi ceva cu care să îi las pe oamenii care să uită, ar fi fix ca un pas înainte de acei tu. Deci să luăm pe caz concret, dacă omul respectiv da, cu care a influențat comunitatea, un sat întreg, să zicem, o, că pământul e plat sau să să zicem, un diacon, un preot, un ceva, da, un un lider spiritual al unei comunități, da și îi uh, face pe să creadă că Pământul e plat, da? Uh -huh. uh, dar el nu are nici o mică... Adică oamenii nu-și pun problema asta așa, el nu are nicio, niciun studiu despre geologie, despre astrologie, despre, nu are studii uh, despre fizice, să zicem, să zicem, că poate să calculeze într-un fel faptul că sunt diverse moduri în care să dovedești fizic că Correct. Pământul este rotund. Corect. Și dacă el nu are tulurile astea, atunci ce spune despre toată de fapt, problema este că comunitatea respectivă s-a pus în situația să ia sfaturi de la un om care nu este versat în chestia asta. Nu are, are uh, cum să numesc asta, cunoștințe îndoielnice sau precare sau deloc pe subiect. Și asta ce înseamnă despre mulți dintre voi care vă luați informațiile medicale de la oameni care nu sunt medici, care vă luați informații psihologice sau. Ah, că am făcut niște studii, am făcut două cursuri online. Nu! No. Sau oameni care cred că programează dacă n-au făcut o școală, ok, poate faci 5 pagini web. A nu o să te angajezi nimeni să faci o structură de continuous integration pe un pipeline imens, pe sute de proiecte într-o multinațională, că tu n-ai făcut PHP și la Varel și mai știu eu ce căcat. Ai, pierdut acum 95% deci, de sfat, persoane. Cred, cred, <laughs> că, cred că sfatul personal ar fi să iei sfaturi și, și păreri și să-ți să găsești ghidaj în oameni care cu adevărat sunt maestri ai sau știu măcar foarte bine la un nivel avansat despre ce vorbesc. Când te duci și cer sfaturi, cei de cei cer ghidare, da. Era o discuție, da, 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 și sunt, sunt, sunt de acord în, în principiu, sunt de acord în principiu. Există și există și niște puncte aici. Nu zic uh, că nu există contraexemple, dar contraexemple ar trebui să fie nu, nu, nu încerc nu să contra... Puțin, nu? încerc nu să... Uh, N-am un exemplu efectiv. Uh, doar mă gândeam la faptul că informația uh, respectivă... Mereu ne-am uitat la uh, tipurile clasice de învățământ, da? Educație, știi? Există cazuri de oameni care sunt... Uh, sunt foarte... Sunt excepționali care nu au o educație formală, știi? Uh, este foarte greu să... În momentul de față nu mai avem nu mai avem sing nu mai avem un punct de adevăr în, la care toată lumea să o se singură ducă, sursă de o adevăr. o singură sursă da. de adevăr avem mai multe surse uh, adevărul nu este alternativ uh, sunt există un o un consens la nivel <laughs> o o parte de uh, Toată lumea se pune de acord că acea... Deci e un consens general acel, acceptat de acel, mai toată lumea. Acea generalitate Cum că Există. Există. Există, exact. da. uh -huh. există. E un fapt. Da? E un fapt. Nu, nu 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 există puncte de întoarcere în perspectiva uh, respectivă. Evident, este important să dăm posibilitatea oamenilor să aibă opinii. Orice om poate să aibă o opinii. Este important. Și asta 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 e partea... Nici nu vreau să încheiem într-o într notă super distopiană Glând, a internetului, da. pentru că internetul, dacă nu era internetul, nu existam în momentul de față un la... Un al fake news-ului. Pro prosperitatea care la care există în momentul ăsta. De da. pe Exact. Există de... un paradox, nu? Da, e un paradox. Un, un paradox. Economic vorbind, suntem între cele mai bune perioade din istoria uh, omenirii. Uh, sociologic vorbind, cădem în cea mai mare disperare din istoria omenirii. Cam da. Și... Trebuie să alegi, până la urmă, știi, și reven la, reveneam la întrebarea aia, cum crezi că e mai bine? E mai bine să trăiești în, în durere și în, într -o, în deprivare din perspectivă de mâncare dar, și informație și uh, liber schimb și mișcare? Sau uh, e mai bine să trăiești în... Uh, și chestia asta vine cu o comunitate puternică în care toată lumea este strâns legată pentru că doar împreună poți să depășești problemele respective sau într-o comunitate în care ești izolat, individual, dar le-ai pe toate pe masă. Știi? Vrem una din ambele? e Aici e... Trebuie să alegi. Aici Mereu e greu puncte. să alegi. Da. Și din păcate nu am găsit acea linie de mijloc în care să avem și comunitate Echimul. și uh, să, să putem să uh, facem totul mult mai simplu este foarte greu. Este foarte greu, dar nu e imposibil. Încă sunt optimist. Sunt un optimist, Dani. Ștefan, ăsta a fost primul episod. Cred că ne-am lungit destul cu el. Eu sunt Anchivescu. Eu sunt Ștefan. ne am fost arca. La revedere. Acesta a fost primul nostru episod. Sperăm să ne vedem și săptămâna viitoare. Salut.